Parcul de lângă clădirea administrativă Constanțeană va fi schimbat în totalitate. Perioada în care proiectele sunt finanțate de la bugetul Uniunii Europene se apropie de final, astfel că lucrările care vor depăși 31 decembrie vor fi suportate de la bugetul local. Din estimările constructorului, 30-40% din lucrări vor fi realizate până la 31 decembrie, restul urmând să se facă în primăvara anului viitor. Noi sperăm ca, împreună cu colegii mei din echipa de proiect și cu aparatul de specialitate al primăriei, să reușim să facem chiar mai mult decât ceea ce au estimat constructorii pentru finalul acestui an, deoarece acești bani sunt nerambursabili în proporție de 98%. Pentru restul lucrărilor vom prevede în bugetul de 2016 bani pentru continuarea lucrărilor și finalizarea acestui proiect. Copacii bătrâni au fost deja tăiați pentru ca în locul lor să fie plantați diferite specii de arbori. Până în acest moment au fost defrișați 17 copaci din totalul celor 24. Bineînțeles, așa cum vedeți și în spatele dumneavoastră, încă beneficiem, pe lângă tot ce s-a tăiat, încă de niște copaci care prezintă pericol și dat fiindcă suntem acum la un punct zero vis-a-vis de reabilitarea acestui parc, este necesar și am să vă rog să faceți efortul să înțelegeți că este normal să se depărteze prima dată vegetația arboricolă. Spațiile verzi vor fi și ele îmbunătățite. Ele vor fi curățate, iar apoi se vor planta diverse specii de flori și gazon. Din totalul de circa 40.000 de metri pătrați al amplasamentului, cam jumătate, deci 20.000 de metri pătrați, sunt reprezentați de spațiile verzi, care vor fi reabilitate în întregime. Pentru transformarea parcului într-unul arheologic se vor folosi artefacte din depozitul Muzeului de Istorie, care vor fi puse astfel în valoare. Sarcina grea revine constructorului, care trebuie să efectueze lucrări de amploare pe timpul sezonului rece, pentru ca bugetul local să nu fie afectat după 31 decembrie. În luna decembrie o să facem toate legăturile între vechile trasee de iluminat cu cele noi, fundațiile care se pot turna ținând cont de temperaturile exterioare, se vor face lucrări de defrișări la pavimentul vechi, pavimentul din față și pregătirea terenului pentru montarea granitului. Valoarea totală este de 12 milioane de lei, iar în cadrul proiectului este inclusă și refacerea trotuarelor care înconjoară parcul.